Astăzi au fost afișate rezultatele la evaluarea națională 2022. Deși nu avem nicio medie generală cu nota maximă, au fost obținute 25 de note de 10. Contestațiile vor putea fi depuse și mâine între orele 8 și 12. Deși la nivelul județului Mehedinți nu am avut nicio medie generală de 10, elevii au obținut la limba și literatura română 5 note de 10, iar la matematică 20 de note de 10. Am avut 84 de unități școlare care au avut absolvenți de clasa 8-a. Am organizat 64 de centre de examen și un număr total de 1721 de elevi s-au înscris. S-au prezentat un număr de 1536, deci avem un procent de participare cam de 93%, aproximativ 93%. Avem candidați cu media peste 5, ceea ce ne interesează pe noi, un număr de 1205 candidați. Deci procentul este de 72% din participanți care au avut media peste 5. Din păcate nu avem nicio medie de 10 completă și 5 note de 10 la limba și literatura română și 20 de note de 10 la matematică. Avem școli, într-adevăr, cu procent de 100%. Felicităm aceste școli. Bineînțeles, colegiile naționale, pedagogic, Traian Țițeica, care iarăși are procent de 100%. Avem și școli gimnaziale, pe care chiar le felicităm. Avem Teodor Costescu din Turnul Severin, Mărășești, Ilovița din mediul rural. Dar aici, într-adevăr, au participat mai puțini copii, 14 la o școală, 11 la altă școală. La nivelul întregii țări sunt 221 de medii generale de 10, la română 810 note de 10, iar la matematică 2966 de note de 10, la limba română 85,9%, 127.920 de elevi față de 84% anul trecut. La matematică sunt 76,5% note peste 5, 115.126 de elevi au obținut peste 5. Sunt 10% peste media de anul trecut a numărului care au luat peste 5. Toate județele au peste 70% medii peste nota 5. Cea mai mică pondere a avut-o județul Teleorman, 71,8%. Cea mai mare a avut-o județul Cluj, 92,7%, urmată de București, 91,6% și Brăila, 91%.